Horoscop dragoste berbec. Lucrurile tale arată bine în viața ta amoroasă și dai dovadă de mai multă flexibilitate. Toate acestea vor contribui la îmbunătățirea relației. Dacă ești singur, nu crezi că e timpul să redai celorlalți o șansă? Te-ai închis prea mult în tine și sunt mulți oameni care vor să te cunoască. Nu te izola de persoanele care au multe să-ți ofere. Taur. Sunt condiții prielnice pentru a face câteva schimbări în viața ta, ce vor îmbunătăți substanțial relația. Nu este exclus să treci la un nou nivel de intimitate. Dacă ești singur, înțelege ce ai de oferit. Abia apoi poți avea pretenții de la ceilalți. Gemeni. Relația de cuplu ar putea fi afectată de nesiguranțele tale mărunte și de suspiciunile nerezonabile. Schimbă-ți atitudinea și încearcă să ai mai multă încredere în partenerul de cuplu. Dacă ești singur, amintește-ți că norocul îi favorizează numai pe cei curajoși, care acționează. Rac. Viața amoroasă poate cunoaște câteva hopuri din cauza unor tensiuni acumulate între tine și partenerul de cuplu. Comunicarea sinceră și deschisă vă poate ajuta să depășiți momentele dificile. Adoptă o poziție diplomată și evită cuvintele care pot fi interpretate greșit. Dacă ești singur, acum este un moment prielnic să încerci să-ți schimbi tactica de cucerire. Leu. Se anunță o seară romantică. Simți nevoia de mai mult timp alături de partenerul de cuplu și te străduiești să și reușești să-l surprinzi. Dacă ești singur, acceptă invitațiile la petreceri sau la ieșiri cu prietenii. Nu știi niciodată pe cine poți întâlni acolo. O surpriză plăcută te așteaptă. Fecioară. Încearcă să te exprimi natural, din suflet, fără accente ridicole de egoism. Te-ai lăsat purtat de ego destul de multă vreme și aproape că ai uitat să fii sincer. Dacă ești singur, se anunță o întâlnire memorabilă. Succes! Balanță. Atenție la stările conflictuale. Ai o dispoziție certăreață care nu face deloc bine cuplului. Nu exagera, controlează-ți ieșirile și nu te lăsa purta de impuls. Dacă ești singur, norocul pare a fi de partea ta. Se anunță o întâlnire cu o persoană interesantă. Totul e să și ieși din casă. Scorpion. Relația de cuplu evoluează frumos și tu și partenerul ați ajuns la un nivel în care știți cu o precizie fină ce vrea celălalt. Dacă ești singur, acceptă invitațiile în oraș, distrează-te cu prietenii, relaxează-te. Nu știi niciodată când îți poți întâlni sufletul pereche. Săgetător. Dacă între tine și partener au intervenit discuții care au dus la distanțarea voastră, acum se anunță un moment prielnic să îndreptați lucrurile. Dacă nu faceți nimic, vă veți afunda și mai mult în abisul lipsei de comunicare. Dacă ești singur, uită-te bine în adâncul sufletului tău. Ce își dorește cu adevărat? Nu te păcăli singur. Capricorn. Viața amoroasă este din ce în ce mai pasională. Ai reușit să ajungi la un punct comun cu partenerul și fiecare știe ce are de făcut pentru a păstra vie flacăra amorului. Dacă ești singur, de ce nu ieși mai mult? De ce nu îți lărgești cercul de prieteni și cunoștințe? Ai șansa nu doar de asta cu gașca, dar poți întâlni pe cineva cu care să pornești într-o minunată aventură romantică. Vărsător. Viața amoroasă este la cote înalte, atmosfera este pozitivă și cu tente erotice. Bucură-te de aceste momente alături de partener. Dacă ești singur, nu dispera. Profită de această perioadă pentru a-ți examina atitudinea și a-ți corecta comportamentul. S-ar putea ca rezultatele să se schimbe. Pești. Faci tot posibilul ca relația ta de cuplu să fie una armonioasă și care să dea încredere de sine și ție și partenerului. Legătura dintre voi este puternică. Dacă ești singur, nu te închide în tine. Cum să te iubească cineva dacă tu nu lași pe nimeni să se apropie? Dacă îți dorești cu adevărat o relație, fii mai deschis și mai abordabil.